aflăm în cadrul laboratorului de management și ca o primă discuție așa între noi apare o întrebare. Ce mai învață studenții astăzi? 1. Învață de toate. 2. Învață și lucruri vechi și lucruri noi și lucruri pentru viitor. 3. Cu toții astăzi suntem înconjurați sau asupra noastră curg fluxuri de informație din această zonă a digitalizării. Studenții noștri învață încă din anii 2, din anii 3 anumite lucruri ce țin de viitorul agriculturii, de agricultura 4.0, de agricultura 5.0 poate și punctual aici învață cum să ne gestionăm resursele în cadrul fermei. Noul inginer este un individ care interpretează date, care face corelații, care urmărește diferite mașinării, diferite device-uri, care anticipează un risc, o incertitudine și pune stop riscului și incertitudinii. Clar, agricultura viitorului va fi o agricultură a roboților și resursa care tot dispare și este din ce în ce mai rară în agricultură este omul. Și sub presiunea acestei resurse a lipsei de capital uman, fermierul va fi obligat să se canalizeze către digitalizare, informatizare și așa mai departe. Este un software de management al fermei, așa este definit el chiar de firma producătoare. Softul este achiziționat de universitatea noastră și este implementat începând de anul trecut. Acest soft permite ca fiecare student să își realizeze propria exploatație. Acesta este scopul principal al software-ului, de a simula activitatea de management a resurselor disponibile, începând cu partea de inputuri, toate inputurile necesare, continuând cu partea de tehnologie. Avem definite toți acești parametri de operații efectuate pe o anumită cultură. Avem aceste operații tehnologice în ordine cronologică. Lor le sunt asociate aceste inputuri necesare, depinde de lucrare. Pentru fiecare cultură este specificat soiul respectiv, producția potențială realizată. Foarte important, acest soft ajută fermierii pentru exportul documentelor necesare APIA. Folosește aceste elemente cadastrale de repartizare a parcelelor și în funcție de acestea se vor plăti subvențiile respective. O parte importantă din ce realizează acest program este definirea eficienței economice la final. De asta această digitalizare oferă șansa studenților de a vedea pe viu modificările și ei pot fi pregătiți atât ca viitori angajați, cât și ca viitori antreprenori. Acest soft este utilizat de multe firme din zona noastră și studenții îl pot utiliza acolo, pot merge și lucra ca specialiști, dar cu adevărat ei pot vedea ce înseamnă managementul resurselor disponibile pe viu și pot compara aceste rezultate cu rezultatele anterioare. Softul permite acest lucru, compararea cu rezultatele anterioare și compararea situațiilor economico-financiare. Avem aici statisticile, da? Categoriile de cheltuieli pe care le putem avea. Aici putem identifica unde sunt sume mai mari sau mai mici, ce putem să facem, cum sunt distribuite culturile, putem să comparăm intervențiile pe lucrări și unde sunt cheltuielile mai mari sau mai mici. În caz că avem mai multe culturi, putem face comparații între ele și de asemenea putem face comparații cu anul anterior a marjei obținute. Tot la fiecare parcelă putem vedea în orice moment evoluția pe parcelă, putem vedea randamentul, lucrările de fertilizare. Dacă performanța o definim prin prisma obiectivelor pe care le are el de îndeplinit, clar va fi mai performant. Dacă această performanță o definim prin creșterea producției de la un an la altul,
O să vedem dacă va fi sau nu așa. În schimb, noul tip de inginer, noul antreprenor, noul om care va lucra în agricultură, clar va fi mult mai, să spunem, mai tehnic, clar va fi mult mai matematizat, da? Și mai digitalizat.